Bună ziua și bine v-am găsit la un nou clip. În acest video să discutăm despre un lucru destul de banal, dar foarte important pentru orice rider, fie că e vorba de off-road, fie că e vorba de stradă, eu zic că are la fel de multă importanță, și anume manșoanele. Acum, de ce am ales să facem un video pe acest subiect? Am primit tot felul de întrebări în magazin și colegii m-au rugat să facem un video în care să explicăm puțin de ce sunt mai multe tipuri de manșoane, care e diferența între ele, cum vă alegeți tipul de manșon potrivit și cum se montează. O să încercăm să vă explicăm în acest clip cum vom face. Acum, după cum observați, manșonul ce l-am eu aici este un manșon de KTM original și o să-l schimbăm, o să vedem pe ce variantă o să mergem. Acum, pe lângă efectiv gripul care ți-l oferă manșonul, ăsta este un lucru foarte important, mai ales la partea de off-road, unde ai nevoie să ai un grip foarte bun, să te poți ține foarte bine de ele, să nu ți alunece, să ai un control bun asupra frânei, asupra ambreiajului, asupra accelerației. Deci, pe lângă acest grip care ai nevoie de el, este vorba și de confort. Un manșon trebuie să fie ok la senzație, ca să nu ți cauzeze bătături, să nu fie tare, să nu fie casant, ca să-ți facă bătături, să-ți creeze un disconfort atunci când mergi. Acum, haideți să discutăm un pic despre tipurile de manșoane. Am pregătit aici câteva tipuri de manșoane, toate sunt de la KTM, nu are importanță. Le-am ales pe acestea pentru că sunt, după cum observați, acestea două par identice. Deci negru cu portocaliu cu acest model, negru cu portocaliu cu acest model, faceți abstracție de ambalaj. Aici la fel, avem negru cu portocaliu, la fel, două manșoane aproape identice și o să discutăm care este diferența între ele, pentru că mi s-a pus această întrebare și destul de des de către clienți. Acum, există două tipuri de manșoane, în principiu. Manșoanele care se prind cu sârmă, cum avem noi aici, după cum se observă, avem o sârmă aici, da? Care vine de jur împrejur și aici este capătul ei. Haideți să vă arăt și pe partea de accelerație, aici este mai uzat manșonul. Uitați, aici este sârma, aici se vede mai bine sârma. Ok. Acestea sunt manșoanele care trebuiesc prinse cu sârmă. Pentru a le prinde cu sârmă, puteți să folosiți un clește normal sau există acest clește special care are blochează. Să puteți să ținem sârma. Se folosește o sârmă destul de subțire și are această parte care te ajută să înșurubezi sârma. Sârma este o sârmă normală, nu este ceva deosebit. Singurul lucru că este subțire și este oțelită ca să nu ruginească în primul rând. Așa, cum vă spuneam, aceste manșoane sunt cele care se leagă. Au și un șanț special pentru a se lega. Așa, așa arată ele. Uitați, aici este șanțul unde vine sârma. Aici este locașul unde să vină partea răsucită de la sârmă, unde se face legătura. Așa, pe lângă celelalte care nu au acest șanț. Și acestea au altă modalitate de prindere și anume
acest colier care strânge și le fixează pe ghidon. Acestea se strâng, după cum observați, la 5 Nm, adică foarte puțin, pentru că este un șurub foarte mic, cred că este de 3. Și, de asemenea, acesta este un aliaj de aluminiu, care, dacă îl strâng mai tare, va crăpa. Acum, acestea sunt cele două tipuri de manșoane care sunt cele mai folosite. Deci cele care se leagă cu sârmă și acestea care se prind cu șurub. Prima diferență, aceasta este. Acestea care se prind cu șurub se numesc lock-on. După cum observați, lock-on grip set. Deci acest sistem este sistemul de prindere. Ce am văzut eu, majoritatea riderilor care se dau mai extrem, să zic, folosesc pe acestea cu sârmă. Probabil țin mult mai bine și rezistă mult mai bine. De asemenea, cele cu lock-on, doar mânelul de pe stânga are acel sistem, cel de pe dreapta nu are. Spre deosebire de... Iar acestea cu lock-on vin și cu această pârghie pe care vine cablul de accelerație. Cele care se prind cu sârmă clasice vin așa. Deci doar că este unul mai gros și unul mai subțire, cel pentru accelerație este mai gros ca să puteți să băgați și sania de accelerație aici înăuntru. Aceasta este principala diferență. Vrei cu lock-on, vrei cu prindere clasică, cu sârmă. De asemenea, la manșoane se poate folosi și adeziv. Se dă cu adeziv, unii folosesc chiar superglu pe ghidon, apoi se bagă manșonul și se prinde cu sârmă. Cum doriți. Primul aspect. Apoi, ne interesează dacă avem handguarduri sau capete de ghidon sau oglinzi care se prind în capătul de ghidon, deoarece în cazul în care avem ceva prins aici, în capătul ghidonului, ne trebuiesc manșoanele să fie partea din exterior să fie găurită ca să putem să prindem în capătul ghidonului. Unii, bineînțeles, le și taie. Și aici vine cea de-a doua diferență. Deci există manșoanele acestea care sunt închise, unde nu putem să prindem nimic în capătul ghidonului decât dacă tăiem aici. Așa. Și manșoanele acestea care sunt identice, doar că sunt deschise. Da? Deci avem gaura deja din fabrică ca să putem prinde ce avem de prins acolo pe capătul ghidonului. După cum observați, aceste două tipuri de manșoane sunt identice, singura diferență aceasta este. Unul este închis, unul este deschis. La fel și în partea aceasta. Acesta este închis, pe când acesta este deschis. Deci aceasta este principala diferență. Acum, mai există o diferență la aceste sanii de accelerație. Există cu sanii rapidă pentru două cabluri, open și close, dar de principiu folosiți pe cele vechi și vă interesează mai mult manșonul. Atunci când vă interesează doar manșonul, v-am spus, principalul aspect este cum vreți să le fixați. Apoi partea de dacă este găurit sau nu, dacă nu știți sigur sau nu sunteți hotărât, mai bine îl luați pe acesta pentru că puteți să tăiați, pe lângă celălalt care este mai greu de astupat, capătul ghidonului. Ok, acum o să trecem la montaj, o să montăm, o să le dăm pe acestea jos și un alt aspect ce am primit întrebări, cum să le dăm jos. Dacă vreți să le recuperați și nu vreți să le schimbați, atunci singura modalitate care o știu eu este să le încălziți. Altfel nu prea știu cum. Încălzite și prin răsuciri o să reușiți să le scoateți. În cazul în care nu vreți să le mai folosiți, le puteți tăia fără probleme. În cazul nostru, după cum vedeți, acesta deja nu mai este fixat să învârte
Și acest lucru nu este ok, pentru că sunt momente în care chiar ai nevoie de un grip bun, sunt momente în care trebuie să te ții bine de coarne și dacă îți scapă mâna, s-ar putea ca să facă diferența între urcare și un eșec. Cel de accelerație nu mai vorbim, este, după cum vedeți, că a mâncat cineva din el și de asemenea uzate, foarte uzate. O să desfacem și o să vă arătăm.